Mândrul Maramureș fotbalistic a disputat două finale de Cupa României, ambele prin echipe din Baia Mare, iar acestea de fiecare dată din poziția de cluburi provenite din Liga Secundă. Spune tot despre ambiția și dăruirea maramureșenilor. Prima oară se întâmpla în 1959, când Știința Cluj, Petrolul și Progresul, toate formații de prim eșalon, erau eliminate de revelația din Baia Mare, până la Dinamo, care s-a impus în finală cu 4-0. Apoi, în 1982, la un an după plecarea lui Viorel Mateianu de pe banca echipei pe care a revoluționat-o, altă poveste de finală, tot cu Dinamo. Dar despre aceasta vom vorbi mai multe imediat. Povestea echipei reședință de județ în cupă începe însă încă din anii 30. Este perioada în care formațiile Phoenix și Carpați evidențiază, apoi din anii 50 Metalul, după care regăsim în fazele superioare denumirile mai apropiate de noi, CSM, Minaur sau Minerul. Iar peste decade bune, în 1993, FC Maramureș, tot din B venind, avea să continue ritmul la nivel înalt în cupă, oprindu-se în semifinale. Primul popas în fotbalul maramureșean este așadar chiar la Baia Mare. Ne primește Vasile Miriuță, fostul jucător și actualul tehnician, originar din aceste locuri, și ne vorbește despre spiritul maramureșean în fotbal din postura de antrenor la zi pentru Minaur. Ce are special un jucător venit de aici, crescut în acest spirit maramureșean? În primul rând, nervul în el de a câștiga. Poate multă lume nu știe, dar eu am jucat vreo 5 ani aici la Baia Mare. Într-adevăr, îmi pare rău că n-am putut să joc în divizia cu această echipă, pentru că, încă o dată, Maramureșul a scos tot timpul jucători de valoare. Dacă îmi permite să dau câteva exemple, un Romică Buia, un Cristi Vasc, un Azoiții, un Dorobanț, un Frunză, ce să mai spun, și un Leo Grozavo, chiar dacă nu-i de aici, din zonă de la noi. L-a dus doctorul Savă cu profesorul Onciu când avea vreo 17-18 ani și a avut spiritul nostru și de-aia a ajuns și el pe la Dinamo și afară să joace. Deci spiritul ne caracterizează și luptăm, nu cedăm niciodată. Ce reprezintă pentru dumneavoastră Cupa României? E un trofeu, în primul rând, pe care cred că orice echipă și-l dorește. Normal că dacă ești la divizia, îți dorești să câștigi campionatul prima dată, dar cred că oricare echipă din România și nu numai din România își dorește un trofeu, o cupă, nu? Pentru a merge și mai departe în cupele europene, dar în primul rând pentru oraș, pentru club, pentru județ și pentru jucători este foarte important un trofeu. Păcate n-am reușit să câștig Cupa României, mi-aș fi dorit să o câștig, dar stână deocamdată, mai am câțiva și sper să... Mi-aș dori și eu cu Baia Mare să câștigăm o cupă, nu? Dar vom vedea ce se va întâmpla. Ioan Onciu fundamentează spiritul cu elementele istoriei. O scurtă incursiune de la începuturile fotbalului în această zonă spre marile performanțe pe care ne-o prezintă președintele Comisiei Tehnice AJF Maramureș. Fotbalul maramureșan începe în zonă după 1900. Adus de un student din Austria, se juca pe Maidan, cam în zona unde este acum stadionul, după care se mută în zona înspre Târgu Lăpuș, unde se construiește și primul stadion în Baia Mare în jur de 1912. După care este introdus de profesorii de sport în licee și se joacă la nivelul liceilor din Baia Mare după 1915, chiar campionat la nivel de licee. Iar la nivel de cluburi, sigur că odată cu organizarea echipelor de fotbal în zonă și ca prima echipă ar fi Phoenix Baia Mare din zonă, care joacă în campionatele naționale înainte de primul război mondial. După care, sigur că are loc înființarea echipei din Baia Mare cu diferite denumiri, de Metalul, de Fotbal Club, de FC Maramureș. Din păcate, n-am reușit să câștigăm niciodată în istoria fotbalului maramureșan acest trofeu. S-a jucat două finale, una imediat după al doilea război mondial, și una în 81-82, când s-a pierdut, nu vorbesc de scor, dar vorbesc de 3-2 scorul, dar vorbesc de modul în care s-a jucat.
Sigur că șansele erau puține. În perioada respectivă, la nivel național, existau două super puteri. Și vorbesc de Dinamo și Steaua. Două echipe ale celor două departamente ale statului. Era o vorbă în perioada respectivă, vorbesc de anii 60, 70, 80, 90, când se spunea, păi ce, Cupa României este pentru noi, pentru participare, pentru că câștigarea oricum va fi de către Steaua sau Dinamo. În sezonul 1981-1982 al Cupei României, echipa din Baia Mare avea să se oprească doar în finală, învinsă de Dinamo după un parcurs remarcabil pentru o echipă venită din eșalonul secund. Trupa de glorie a orașului și a județului a eliminat patru echipe de primă ligă pe Sportul, Cluj, Chimia Râmnicu Vâlcea și FC Argeș, iar în ultimul act a ratat trofeul după un 2-3 spectaculos. Intrăm în detaliile acestui parcurs prin amintirile foștilor jucători Ioan Hotico și Marin Sabău, ultimul chiar capitan la acea vreme, și facem cu ei pași inclusiv spre dubla cu Real Madrid din cupele europene, rezultat al finalei de Cupa României din 1982. Ce vă mai amintiți din traseul pe care l-ați avut în Cupa României în 1982? Îmi amintesc că semifinala am jucat-o la Cluj cu Piteștiu, FC Argeș Pitești. A fost 0-0 după 90 de minute, după prelungiri, și a urmat executarea loviturilor de pedeapsă, din punctul de pedeapsă. Am câștigat, țin minte că la Pitești era în poartă Cristian, portarul, cât poartă era. Am reușit să câștigăm la penalti și ne-am calificat în finală. Am jucat finala cu Dinamo, pe care am pierdut-o cu 3-2, dar fiind câștigătoarea și campionatului, deci având eventul Dinamo, am avut șansa să jucăm în Cupa Cupelor, în primul tur. Și, evident, șansa deosebită de a juca cu acea echipă, Real Madrid, cea mai titrată. În acea perioadă, țin minte că evoluau la acea echipă Santillana, Camacho, Gallego, Stilicke, care era titular în acea perioadă al Naționalei Germaniei. Era pentru Baia Mare deja, vuia Baia Mare, cum să vă zic, că ferbea orașul. Așa de emulație mare era pentru, și mai ales primul meci în Baia Mare. Turul să juca la Baia Mare. Am venit cu două, aproape trei ore înainte de meci, două ore și ceva înainte de meci, și ne-am speriat când am ieșit afară. Nu puteai să arunci un ac nici în culoare dintre gard și tribune. Plus, în copaci, era arhiplin stadionul. Întâlnirea cu Real Madrid, din păcate, a venit puțin mai târziu. Un pic mai târziu, zic, pentru că o parte din colegii noștri nu mai erau în acea perioadă, le despărsiseram de ei, deci pot să spun că cu Real Madrid noi n-am putut etala probabil formula cea mai bună din pe care o avuse înainte cu câțiva ani. Înainte de a pleca la Madrid, am mers la București cu 3 zile înainte și vreau să facem un antrenament cu nocturnă, că nu era nocturnă, a fost un stadion 23 august, națională de acum. Când am ajuns la, eram îmbrăcați în echipament pentru antrenament, era lacăt la stadion. Și unul dintre conducătorii noștri de la echipă a vorbit cu domnul Mircea Lucescu, care era antrenor al echipei naționale. Imediat a zis că se deschidă stadionul și să ne aprindă nocturnă. Dar ne-a prins doi stâlpi pe diagonală, pentru că se consuma curent. Și a fost o amintire foarte plăcută. Vă dați seama, să joci cu Real Madrid. Acolo, când am ajuns la Madrid, ne-a prins stadionul numai pentru noi, Santiago Bernabeu, ne uitam unul la altul. Am avut, cum să zice, o dată în viață, părerea mea, că ai un noroc să joci cu Real Madrid, mai ales Baia Mare. Eram în Liga 2, țineți minte, eram în Liga 2, nu eram în Liga. A fost o onoare pentru noi, am avut un respect extraordinar și la joc.
acolo când am jucat cu Real Madrid, am deschis scorul, deschis Kohler, în minutul 5. Nu e niciodată șutat de la distanță și m-a reușit să deschidem scorul. Nu am apucat să ne bucurăm mult, că imediat a fost egalarea și a venit. Era o echipă extraordinară, extraordinară. Baia Mare din B juca pe Bernabeu și deschidea scorul. Completează acest episod unic fostul arbitru Zoltan Sechei, copil de mingi la meciul cu Marele Real, astăzi președintele Asociației Județene de Fotbal Maramureș. Vă mai amintiți despre copilul de mingi de la meciul Baia Mare cu Real Madrid, care împărțea trandafiri? Da, a fost o amintire foarte frumoasă. Într-adevăr, am avut șansa să jucăm chiar în deschiderea la acel meci. Înainte cu câteva luni aveam 14 ani, cam așa ceva, și am câștigat un turneu internațional în Ungaria, un turneu de tradiție cu echipe bune, și clubul ne-a oferit șansa așa ne-a premiat, să jucăm în deschidere cu Real Madrid. Și într-adevăr, înainte cu 2 ore am început meciul, dar cred că și înainte cu 5-6 ore stadionul se rupea. Deci, incredibil câtă lume a putut să vină, cum ziceau colegii, în copaci, în tribune, pe lângă gard. Deci, și când am ieșit noi, vă spun, stadionul era arhiplin. Am jucat meciul, am putut da mâna cu niște somități, ne frecam de unde Stefano, dădea mâna cu un Stilicke, cu un Camacho, cu un Santillana, chiar știu că la Gaego i-am dat flori, deci chiar niște amintiri care sunt unice. Am fost observator la meciul cu Steaua, când Baia Mare a jucat cu Steaua, și acolo mare surpriză, tot așa, cu stadion arhiplin. Îmi aduc aminte, înainte cu o săptămână, încă nu era nocturnă, se aducea nocturnă din Italia, tot o emulație senzațională, un joc bun, un rezultat bun, 1-1 și la acel meci. Baia Mare sigur a pierdut la penaltiuri, un rezultat normal. Steaua era campioană și Baia Mare tot așa în Liga a doua. Deci meciurile astea de Cupa României, vă spun, sunt unice. Nu întâmplător și la început de meci se fac pozele alea de grup. Vă spun, e o emulație senzațională. Mai mult ca o șansă echipele astea mici să joace cu echipe mari. E foarte important să promovăm fotbalul la nivel de amator și contează foarte mult meciurile astea de Cupa României. Vă dați seama, Baia Mare era în Liga a doua, a jucat cu Real Madridul. Băiuțu, aveam echipe minere, Băiuț a jucat cu Steaua, Șomcuta cu Bacău, Sighetu cu Victoria București, cu Poliaș, adică echipe de tradiție. Bârsan, am avut echipa de Liga 4 care a jucat cu Steaua, a plecat la București, a făcut deplasarea aici, n-a avut condiții să joace. Deci amintiri frumoase, Cupa României, ceva deosebit. E o cupă a prieteniei, așa o văd. La o oră distanță de Baia Mare, spre nord-est, ne oprim cu trofeul în Bârsana, localitate care aproape că a fost pusă de fotbal în prim planul generațiilor de azi. Avântul Bârsana, echipă de județ, reușea să atingă faza 16.000-lor, avându-l în teren pe Teodor Ștefancă, fostul fotbalist cu o carieră până la nivel de eșalon secund la mai multe echipe, e astăzi primarul comunei și ne primește cu emoție, povestind aventura extraordinară trăită de comuna lui în cupă. Cu ocazia acelui meci, cu acea performanță, fotbalul din Bârsana a luat și mai mare amploare, deși Bârsana a avut echipă încă din anii 70. Dar acel meci, ne-a dat speranță oarecum întregii comunități că și o echipă atât de mică, nouă iubitorilor de fotbal, o echipă atât de mică poate să ajungă să acceadă într-o etapă superioară în Cupa României. Și ne-am văzut acolo. De fiecare dată când am ocazia să povestesc de acea perioadă, retrăiesc acele momente. Și totul a plecat, m-aș reîntoarce oarecum cu puțin înainte, din momentul în care am revenit acasă în România, plecat fiind în Germania, am visat, mi-am dorit ca să joc cu satul meu, cu Bârsana, cu echipa Avântul Bârsana, să ajung într-un meci oficial cu Steaua. Am visat la acel meci cu ochii deschiși. M-am rugat lui Dumnezeu, iar în 2012, întorcându-mă din Germania, mi-am construit o echipă
bineînțeles, la nivelul Ligii a 4-a, după care am intrat în competiție, atât în campionat cât și în Cupa României. În Cupa României am avut primul meci cu Plimopsi Ghetu Marmației, un meci pe care l-am câștigat detașat. După meciul cu Plimopsi Ghetu Marmației a venit la noi acasă Unirea Dej, o echipă care activa în Liga 3-a. De tradiție. Eu jucând contra echipei din Dej pe vremea când jucam la CFR Timișoara, am reușit să trecem și de Unirea Dej cu scorul de 2-1. Bineînțeles că sărbătoarea a fost mare, ne-am bucurat cu toții, noi fiind o echipă mică, o echipă de amatori, ne întâlneam doar la meciuri, a fost un joc bun din partea noastră și pe final am reușit să îi învingem cu 2-1. Bineînțeles că am fost și marcator în acel meci și de acolo am plecat mai departe. Din momentul în care am ajuns să jucăm contra echipei Steaua București, am început să trăim starea aceea personal, pentru că știind că a fost acel vis de-al meu și care mi s-a împlinit, dar mai mult cum ne apropiam de acel meci, emoțiile și trăirile au fost mult mai intense, dar așa cum le-am spus-o și am spus-o în București la acea conferință de presă, întrebarea fiind că dacă ne este frică de echipa Steaua, am spus-o: noi nu ne temem de Steaua pentru că noi suntem din Maramureș, din Maramureșul istoric, unde, după cum bine știți, au trăit oameni daci liberi, care acei oameni nu au plecat capul înaintea nimănui. Am spus că nu avem nimic de pierdut, am venit să jucăm, să încercăm să facem față cât mai bine acestui joc, deși a fost pentru noi un joc foarte greu, diferența fiind foarte mare. Pentru mine, ca și jucător profesionist la un anumit nivel, pentru mine ca și om, Cupa României pentru mine a fost o cununare a tot ce a însemnat cariera mea de sportiv, de fotbalist. Și sacrificându-mă de mic, de la o vârstă fragedă, plecând la o anumită distanță, la Timișoara, de lângă familie, de lângă părinți, acest joc din Cupa României, cum v-am mai spus mai devreme, a fost o încununare pentru mine. În jurul marilor rezultate obținute de Baia Mare și cu o rivalitate locală ce în plan sportiv chiar s-a dovedit fructuoasă, povestesc oamenii de fotbal de aici, se află Sighetul Marmației. Trofeul se oprește la sediul clubului CSM de azi, în orașul care de 3 ori a atins bariera 16.000-lor. Iar în sezonul 84-85 a ajuns în sferturi de finală, venind din Liga a 3-a, după ce a eliminat FC Bihor și Dinamo Victoria. Gazdele noastre de aici sunt, pe rând, Liviu Grindeanu, fost jucător în campania extraordinară din anii 80, George Opriș, președinte CSM Sighe de azi, și Nelu Hotea, descoperitor de talente și formator de fotbaliști cu o experiență extraordinară. Era momentul în care echipele mai mici, comunitățile mai mici, orașele care aveau fotbal cât de cât, aveau posibilitatea să ajungă undeva, să audă lumea de ei, să știe că echipe mici care au, cum se spune, buturuga mică răstoarnă carul mare. Dinamo Victoria București are trecutul pe care îl are și știe toată lumea. Da. Cu cât a fost mai important pentru dumneavoastră victoria aceea? Era o victorie mare. Dinamo Victoria București era o echipă emblematică atunci, adică nu era o echipă, să zic, cu palmares, dar era o echipă de valoare, cu atât mai mult era din București. Și un pic de noroc a fost de partea noastră, oricum în fotbal îți trebuie și un pic de noroc. Am avut un pic de noroc, poate mai mult ca și ei, și cât de cât ne-am descurcat bine. Mai ales că meciul a fost transmis și la radio. Ce senzație aveți când vedeți trofeul aproape de dumneavoastră? Senzația e puternică și emoțiile sunt destul de mari. Normal, cred că pentru orice jucător să ajungă aici sunt puțini aceia care se pot întâlni cu aceste momente. Cupa României este singura competiție organizată de Federația Română de Fotbal, din punctul meu de vedere, care ne dă șansa să arătăm țării, comunității, că și noi muncim, și noi avem talente și putem să ajungem cât mai sus. Sper ca în viitorul apropiat să reușim
ca echipa noastră să facă surpriză și de ce nu să fim peste echipa din Bârsana, care a fost în urmă cu ceva vreme, a jucat 16.000 cupei României. Obiectivele pe termen scurt a fotbalului sighetean este să promovăm în sezonul următor 2020-2021 în Liga a 3-a și să formăm o academie de fotbal împreună cu partenerii de care avem Primăria Municipiului Sighetul Marmației, de ce nu Federația Română de Fotbal, să fim un centru pentru nord-vestul țării. Copiii sigheteni sunt foarte talentați, sunt foarte dornici și tot am încercat să țin o conexiune între cei care au jucat mai de mult forții jucători și între copii. Pentru că, după cum bine au zis și cei dinaintea mea, Cupa României a reprezentat probabil performanța cea mai de vârf a fotbalului sighetean. Cum credeți că a reușit să supraviețuiască la un nivel bun de-a lungul timpului, per total, fotbalul sighetean, fiind cumva pus la umbra fotbalului din Baia Mare, unde a fost FC Baia Mare, Minaur, Maramureș? Pasiune. Cei care ne ocupăm, părinții și îndurmă copiii, să știți, la fotbal. Și tot timpul, deși este o bătălie mare între noi și Baia Mare, tot timpul la nivel de copii și juniori, pot să zic că în ultimii ani cam am dominat competițiile de copii juniori față de Baia Mare. O organizare mai bună, inclusiv la Baia Mare, unde ar trebui să meargă din treaptă, Baia Mare fiind și capitala județului, ca să-i spun așa, o organizare ca cei din zonele limitrofe să dăm copii mai buni, să facem un centru puternic, pentru că deja, cum se vede la Sighet, avem cluburi pentru un orășel foarte mic. Cluburi multe de copii și juniori, chiar nu de mult s-a înființat o nouă academie de fotbal. Palmaresul Maramureșului în cupă nu ar fi avut nici același farmec și nici nu ar fi contabilizat atâtea puncte în statistica all-time fără reușitele echipelor din localitățile mai mici. Băiuț în anii 80, Sein și Băița imediat după Revoluție, Șomcuta Mare în anii 2000. Toate au atins faza 16.000. Ne oprim la Șomcuta Mare pentru ultimul popas cu Dan Mircea, team manager al echipei, și Gheorghe Buda, primar al localității. Cupa României pentru localitatea noastră, pentru orașul nostru, Șomcuta Mare, în primul rând reprezintă o amintire extrem de plăcută. În istoria acestei echipe din Șomcuta Mare a fost, cred, cea mai performantă realizare de a ajunge 16-lile Cupei României, unde am întâlnit echipa din Bacău, care conținea mulți jucători de valoare, unul dintre ei fiind și cel care a jucat în Naționala României. În acel moment, localitatea întreaga țara Chioarului era în efervescență, urma să fie un meci extrem de important și stadionul a fost neîncăpător. A fost plin de lume, un puhoi de oameni care au venit la acest meci cu speranța că echipa o să meargă mai departe. Echipa a strălucit în acel meci, a jucat foarte, foarte bine. Pot să spun, nu numai de la egal, am avut momente în care am dominat jocul și pe final de meci am fost învinși în prelungiri. Orașul, localitatea era împânzită de oameni cu flori, bucuroși, au venit ca la o adevărată sărbătoare. A fost o sărbătoare unică pentru localitate, sărbătoare care noi sperăm să nu fie unică. În sensul că echipa de acum, care este în divizia C, este capabilă să mai facă o surpriză de acest gen și să mai avem, să trăim momentele acelea. Chiar dacă în prelungiri s-a pierdut meciul, lumea a fost bucuroasă că a văzut o echipă țării Chioarului, o echipă care s-a bătut de la egal la egal cu o echipă de divizionară A. Cum a arătat ziua respectivă pentru dumneavoastră? Eu eram tânăr atunci, nu eram implicat în fotbal, nici în administrația locală, dar am fost la meci și știu foarte bine cum toată lumea... Era și un timp foarte frumos la momentul respectiv, toată lumea era în extaz, toată lumea aplauda, toată lumea se gândea la victoria Șomcutei. Într-adevăr, pentru că nu a fost departe de a obține.